Orașul Ghimba va găzduit un eveniment de amploare pe tema dezvoltării aeroporturilor regionale. Reprezentanții unor aeroporturi din străinătate au fost întâmpinați exemplar în prezența viceprimarului Ghimbavului Ionel Fliundra cu o fanfară care a intonat imnul României și pe cel al Europei. Consiliul Local și Primăria orașului Ghimbav au hotărât că trebuie să ne comportăm altfel, trebuie să promovăm altfel orașul, să atragem oameni care au experiență, să colaborăm cu oameni care sunt profesioniști în domeniul aeroportuar, care operează pe aeroporturi din țările lor și astfel avem directori aeroporturilor din peste 10 țări europene, avem directori aeroporturilor din România, avem manageri de hoteluri, pentru că, cum spuneam mereu, ne dorim ca și localitatea Ghimbav să devină un oraș turistic de interes local. Un oraș și un județ de dimensiunea Brașovului, cu potențialul turistic al Brașovului și cu baza economică și cu potențialul economic, are nevoie de un aeroport, are nevoie de un aeroport solid, la capacități mari și tocmai de aceea eu susțin construcția la Brașov a unui aeroport, exact așa cum președintele Consiliului Județean Adrian Veștea îl planifică, cu mare de gând să îl construiască. Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a fost prezent la întrunirea în care s-a vorbit despre dezvoltarea aeroporturilor din România. Acesta susține că realizarea aeroportului internațional Brașov-Ghimbav a început să prindă contur. Suntem în perioada în care am desemnat câștigătorul pentru terminalul de la Ghimbav, un terminal mare, un terminal adaptat zilelor noastre, un terminal care va face cinste județului Brașov de 11.780 de metri, iar în cazul în care nu vom avea situații neprevăzute, mă refer la contestații, sper că acest contract să fie semnat, iar în perioada următoare să înceapă proiectarea și execuția terminalului. Eu cred că va fi un lucru deosebit de important pentru Brașov și pentru toată zona și pentru toată regiunea, pentru că deja aeroportul Otopeni este aproape depășit de Denverul mare de lume și de turiști care vin. Ca atare, cred că va fi atât o descongestionare a Bucureștiului, cât și un punct mult mai ușor. Județul Brașov va avea în curând aeroport internațional care se află în curs de finalizare și a fost un subiect îndelung discutat în cadrul evenimentului de la Ghimbav.